În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernici părinți, iubiți frați și surori întru Domnul, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu ne găsim în Duminica 20-a după Rusalii, iar Evanghelia care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie, scrisă de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, ne amintește de o minune făcută de Domnul nostru Iisus Hristos în cetatea Nain, acolo unde moartea răpise pe unicul fiu al unei femei văduve. Greu este de descris durerea acestei mame care își conduce copilul spre cimitir. Să știți că nimic nu este mai șalnic, nici astăzi, nici atunci, în Orient, acolo unde se găsește Țara Sfântă, ca astfel de momente cutremurătoare din viața unei familii, când părinții își petrec copiii la groapă. Așa era și în Țara Sfântă, pe vremea Domnului Iisus Hristos, în fața cortegiului mortuar se găsea rabinul, conducătorul spiritual, apoi era urmat de femeile îndoliate care mergeau înaintea tânărului decedat, pentru că, așa spuneau rabinii, femeia care a adus în lume moartea prin păcat, tot femeia să conducă pe cei decedați în mormânt. Și așa cum se petrece și în zilele noastre, mai ales la cei tineri, sunt mulți adunați la slujba înmormântării, așa erau și pe vremea aceea. Multe din femei veneau la această petrecere cu părul despletit, plângeau cu lacrimi fierbinți, își ridicau mâinile către cer, apoi își băteau pieptul și sfâșiau hainele de durere. Toate acestea la un loc creau o stare, o atmosferă de jale. Dar la mormântarea din cetatea din Ain, durerea era cu atât mai mare cu cât femeia care își petrecea fiul spre mormânt era văduvă. Iată că singura speranță, unicul ajutor, nu-l mai avea. Dar Evanghelia de astăzi ne spune că pe același drum, dar în sens opus, se apropia alt grup cu conducătorul lui. Era Domnul nostru Iisus Hristos cu Sfinții Apostoli. Venea din cetatea Capernaumului, unde săvârșise multe minuni, și se îndrepta spre Ierusalim. Cetatea Nain se găsea pe această cale, aproape de muntele Tabor. Mulți dintre dumneavoastră, în pelerinajul din Țara Sfântă, ați trecut prin această localitate. Ei, aici se întâlnesc viața prin Domnul Iisus Hristos și moartea prin
acest tânăr decedat. Sigur, Iisus, când a văzut-o pe această femeie îndoliată, s-a apropiat de ea. Nu i-a cerut nici credința sutașului din Capernaum. N-aștepta nici să-l roage, nici această femeie n-a îndrăsnit sau nici nu s-a gândit să ceară vreun ajutor de la cineva, se împăcase cu situația în care se găsea. Dar Domnul, văzându-i durerea, s-a îndreptat spre ea și cu glas mângâietor i-a zis, nu mai plânge. Apoi, apropiindu-se de cel decedat, i-a poruncit, tinere, ție îl zic, scoală-te. Și într-adevăr, Domnul Iisus Hristos, cu puterea sa dumnezeiască, l-a ridicat pe acest tânăr dintre cei morți, l-a dus la viață și Evanghelia ne spune că a și început să vorbească. Apoi l-a luat și l-a dat mamei sale. Bucurie mare a fost pentru această mamă, dar și mirare, uimire pentru cei prezenți. Exclamau dintre ei și spuneau, proroc mare s-a ridicat dintre noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Iubiți credincioși, iată și prin această minune, ca și multele pe care le-a săvârșit Domnul Iisus Hristos, le-a dovedit celor din vremea sa adevărul că Domnul Iisus Hristos este Mesia cel așteptat de către evrei, că este Fiul lui Dumnezeu, deci este Dumnezeu adevărat. Știm că a înviat-o și pe fiica mai mare lui sinagogii, Iair. Știm că l-a înviat și pe Lazar, cel mort de 4 zile, fratele mamei, fratele Martei și al Mariei. El a zis doar cu cuvântul celui de astăzi, i-a spus, tinere, ție ți zic, scoală-te. Fiicei lui Iair i-a zis, copilă, ție spun, ridică-te. Iar lui Lazar i-a spus, vino afară. Să știți că minunii ale învierii le-au săvârșit și profeții. Ne aducem aminte de Sfântul proroc Ilie, care l-a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului. Și apostolii, ne aducem aminte de Sfântul Apostol Petru, care a înviat-o pe Tabita, cea din Iope, și alți sfinți au făcut astfel de minuni. Dar să știți că ei au chemat în ajutor pe Dumnezeu și au atribuit vindecarea, minunea aceasta, lui Dumnezeu. De 2000 de ani se propovăduiesc aceste minuni făcute de Domnul nostru Iisus Hristos și de-a lungul timpului omenirea a înțeles că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că este Dumnezeu adevărat, pe care noi trebuie să-L cinstim și să-L mărim în toate zilele vieții noastre.
Iubiți credincioși, cât despre fenomenul acesta al morții, iarăși este clar. Nimeni dintre noi nu va scăpa de această întâlnire a trecerii noastre din viața pământească la viața veșnică. Ce este important în momentul despărțirii sufletului de trup este cum suntem noi pregătiți să întâmpinăm această întâlnire a noastră cu Dumnezeu, Creatorul și purtătorul de grijă, dar în același timp și Mântuitorul și Judecătorul lumii întregi. La întâlnirea cu Dumnezeu nu ne mai ajută nici avuția pe care am agonisit-o aici pe pământ, nu ne ajută nici școlile, nici funcțiile pe care le-am avut în viață, nici mândria, nici lăcomia. Toate acestea sunt nefolositoare în momentul înfățișării noastre înaintea scaunului de judecată. Așa cum știm și cum învață Biserica pe seama Sfintei Scripturi, sufletul se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și în funcție de credința și faptele sale, cel bun va fi trimis în preajma lui Dumnezeu, iar cel rău, care n-a dorit și n-a auzit glasul lui Dumnezeu în viața pământească, acela și el va învia, dar așa cum spune și textul Scripturii, va învia spre o sândă, adică se va duce la locul de pedeapsă în tovărășia duhurilor necurate. Acesta este adevărul, realitatea care ne așteaptă după plecarea noastră din această lume. Să știți că am asistat de-a lungul anilor de preoție la multe slujbe ale înmormântării. Cei care sunt apropiați de biserică se pregătesc așa cum se cuvine și pentru momentul acesta al petrecerii celor dragi în veșnicie. Dar întâlnim și oameni care nu prea bagă seamă pe ceea ce învață biserica legat de pregătirea celor adormiți. Și așa îi găsim pe unii dintre cei decedați în sicriul lor, înfrumusețați și acolo în chip deosebit, chiar parfumați, rușați și fardați. Dar când îi întrebăm pe cei care sunt din familia decedatului, dacă s-au pregătit pentru plecarea din lume prin spovedanie și împărtășanie, greu auzim de la cineva că s-a întâmplat așa. Unii spun că nici nu știu dacă au fost sau n-au fost. Alții zic că au căzut bolnavi de multă vreme și n-au mai apucat să meargă pe la biserică. Și tot așa, scuze și din partea celor rămași. Deși, așa cum știți și dumneavoastră, Sfânta Împărtășanie se numește și grijanie, adică grija celor care sunt în putere din familie pentru cei bolnavi și bătrâni, ca aceștia să nu meargă nespovediți și neîmpărtășiți din viața aceasta pământească.
Și dacă mai treceți și prin cimitire, să vedeți ce cuvinte frumoase sunt scrise pe crucile celor decedați. Aici odihnește robul lui Dumnezeu, aici așteaptă învierea roaba lui Dumnezeu. Ce cuvinte frumoase pe fiecare cruce! Așa se spune că o mamă cu copilul ei se plimbau prin cimitir și copilul, școlar fiind, tot citea pe cruci. Aici odihnește robul, roaba lui Dumnezeu, și mirat oarecum, copilul întreabă pe mama lui: mamă, văd că aici în cimitirul acesta sunt numai oameni buni care l-au iubit pe Dumnezeu. Dar zice, unde sunt îngropați oamenii cei răi care mint, care fură, care se îmbată și cu tot felul de păcate, așa după mintea copilului, aceștia de unde sunt îngropați? Că aici sunt doar robi ai lui Dumnezeu. Deci, întrebare a pus acest copil? Ne întrebăm și pe noi acum, oare noi, robii lui Dumnezeu, suntem în fiecare zi a vieții noastre sau suntem robi ai păcatului? Și atunci, dacă suntem înrobiți de păcate, iată că nu slujim cu adevărat lui Dumnezeu, ci celui rău. Ar fi bine ca în fiecare zi să ne oprim din frământările acestei vieți și să ne întrebăm cu sinceritate, de ce oare ne iubim noi mai mult trupul acesta vremelnic și supus stricăciunii după moarte și nu suntem atenți mai mult cu sufletul nostru care este nemuritor și care, iată, nu poate fi răscumpărat prin nici o bogăție din lumea aceasta? De ce oare ne îngrijim noi mai mult de boala trupului și nu ne îngrijim atât de mult, măcar în egală măsură, de boala sufletului atunci când este cuprins de păcate? Căci mulți sunt care nu se spovedesc cu ani, și mai ales cei tineri. Întâlnim mai ales atunci când îi pregătim pentru taina cununiei și îi chemăm la botez. Să știți că nu puțini dintre aceștia spun că unii nici nu-și mai amintesc de când nu s-au spovedit. Alții mai spun că niciodată. Ei, iată, aici este boala sufletului. Dar și cei mai în vârstă lasă acest moment al îndreptării, al pocăinței, pe ultima sută, cum se spune, și nici atunci nu-și fac mărturisire așa cum trebuie, din cauza neștiinței, poate a nepăsării, poate alții cheamă preotul să-i mărturisească, sau mai avem și cazuri când mergem la cei de acasă și nici nu mai aud ce întrebăm și nici nu știm cum să mai comunicăm cu ei. Ba alții nu mai sunt nici în toate mințile. Și atunci, cum mai poate omul să-și îndrepte viața aici pe pământ? Pentru că, iată, după moarte, cel în cauză nu mai poate face nimic pentru a-și schimba starea în care se găsește. De ce oare ne îngrijim atât de mult pentru împodobirea trupului? De ce oare ne întristăm
mult atunci când ne pătăm sau ni se rupe o haină și nu ne gândim și nu îndreptăm fata care se pune pe suflet din cauza păcatelor și a patimilor în care stăm. Stăm și stăm și tot amânăm ziua îndreptării. De ce oare se întâmplă așa? Ar fi bine, iubiților, să nu ne mai înșelăm așa cu o credință de suprafață și să trăim cu adevărat viața cu Hristos. Să ne deschidem și noi ochii sufletului ca să auzim glasul lui Dumnezeu aici, cât petrecem pe pământ. Căci și la ziua cea mare, când va veni Domnul nostru Iisus Hristos, cei care vor auzi glasul Lui, vor învia spre viața veșnică, dar cei care n-au auzit și n-au înțeles că n-au vrut aici să înțeleagă ceea ce Dumnezeu ne cere, să știți că aceștia, iarăși, așa cum am spus, își vor lua plata lor în ziua judecății. Să nu fim și noi ca cei care zicem că suntem necredincioși și să spunem, da, ce păcate am făcut, că mai întâlnim și așa, că n-am făcut rău la nimeni, n-am dat foc la nimeni, n-am aprins cu chibrite casa nimănui. Dar să știți că se poate aprinde casa altuia prin păcate ușoare, zicem noi, că le facem cu limba. Ba clevetim, ba iscodim, ba minciuni, tot felul de bârfe de unul de altul, care strică casa altora și ajung la ceartă, la judecată chiar. Să știți că și aceste păcate care le spunem noi cu limba sunt destul de grave. Și nu este iertare înaintea lui Dumnezeu dacă nu ne pocăim de orice păcat pe care l-am făcut în viața aceasta pământească. Și este bine să ne gândim mai mult la acest moment al plecării din viața pământească, pentru că imediat ne întâlnim cu Dumnezeu la judecată. Moartea înseamnă sfârșitul vieții pământești, dar și începutul vieții veșnică. Așa doar momentul până când omul își poate lucra mântuirea. Sigur că momentul acesta al morții, să știți că poate fi și dorit pentru cei care gândesc așa, că le este dor de a se întâlni și a trăi viața cu Dumnezeu în veșnicie. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru mine viața este Hristos, iar moartea este un câștig. Este însă un păcat să-ți dorești moartea, sfârșitul vieții, pentru a scăpa de grijile, de greutățile acestei lumi. Și pentru că niciunul dintre noi nu știm când poate veni acest moment al plecării de aici, creștinul este dator să fie pregătit ca în orice moment ar veni sfârșitul lui să nu-l surprindă nepregătit. Pentru că, așa cum am spus,
După moarte nimeni nu mai poate, cel în cauză nu mai poate face nimic pentru schimbarea sorții în care a ajuns. Și este de ajuns să ne amintim de pilda bogatului nemilostiv care a ajuns în iad, dorea să schimbe starea în care se afla, dar n-a mai putut să facă nimic pentru a-și schimba soarta. Și cum spune Domnul nostru Iisus Hristos, mie mi se cade să fac lucrarea celui care m-a trimis până este ziua, că-și vine întunericul când nu mai putem să lucrăm. Și prin întunericul acesta trebuie să înțelegem sfârșitul vieții noastre, adică atunci când se desparte sufletul de trup. De aceea, iubiților, și noi să ne amintim și de cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur că viața aceasta pământească este timpul faptelor, căci după moarte urmează judecatea și răsplata lui Dumnezeu. Și noi, fraților, să ne deschidem și urechile trupului, dar mai ales cele sufletești, și tineri, și bătrâni, și bărbați, și femei, să auzim și noi glasul Domnului nostru Iisus Hristos, care l-a adresat și atunci, în vremea Lui, multora, și nouă ni-l adresează. Să ne ridicăm din moarte, să venim la viață. Și dacă ne vom strădui aici, pe pământ, să-L căutăm pe Dumnezeu, atunci și în ziua cea mare, la sfârșitul veacurilor, Dumnezeu să ne ia la El, în împărăția Lui, pentru a moșteni veșnicia. Amin.